Salutare din peisajul acesta superb. Azi merg spre Lepșa și bineînțeles că am găsit un drum cu un peisaj de toamnă. Nu știu exact unde duce, dar voi afla. Dacă e asfalt, înseamnă că nu-i nimic ieșit din comun. Ia să vedem. Am găsit un drum. Ce urcare avem aici! Am dat de o baltă, dar cred că e cam mare. O fi, da? Este mare, da. Bine, nu are cât să fie atât de mare, doar că eu am roțile de vară. Și cam trist. Unde am urcat? Nu știu cum am urcat. Da, cu roțile de vară. Trebuie să întoarcem aici.
coborârea pe gheață. Pământ înghețat. Și cu rost de vară. Stai ușor, stai ușor, stai ușor, stai ușor. Bun, am scăpat și de data asta cu roțile de vară, așa. A fost frig aici. Au fost minus multe dacă a înghețat pământul și eu sunt înfundat pe nas. Dar nu contează. Așa se vede peisajul. Ultima parte. Hai și cu ultima parte.
Am găsit un drum, o luăm pe scurtătura. Frumos la lacul Sfântana. Plătești 50 de lei parcarea cu biletul inclus până la lac, doar că mergi pe jos. Ai varianta de scurtături sau pe asfalt. La coborâre e ok. Pe scurtături, dar la urcare o iei pe asfalt și ai, nu știu, 2 km, 3. Ah, frumos la lac. Nu mai vine. 10 minute coborâre, 15 urcare. Am dat jos 500 de calorii. Da. Avem și baloți aici aproape de lacul Sfântana. Acolo este rezervația botanică Tinovul Mohoș. Dar e cam departe. Cred că acolo undeva este. De acolo începe. Am ajuns și în Tușnat,
băile Tujnat. Am fost să caut un loc frumos pentru a vedea luna. Ia stat așa să vedem, dar nu mai prindem acum. Nu știu dacă o să o prind la întoarcere. Și am găsit un drum, un drum care duce în pădure. Aici este, hai, teren agricol aici. Și se urcă frumos. Sunt 2 grade acum în Tujnat. Și aici sunt urși. A, ce frumos e toamna prin pădure. Noaptea pe cărare, cu cauciucuri de vară. Trebuie să găsesc un loc să întorc. Se urcă din ce în ce. Ce horror e drumul ăsta. Păpa. Ce bun era LED barul ăla, da. Noroc că în Buzău n-avem voie cu așa ceva. Trebuia să-l iau la mine. Și aici am ajuns. Aici cred că întorc. O, deja un drum acolo foarte circulat. Și în stânga? În stânga sunt urși. Vedem să întoarcem. S-au udat pe jos. Nu văd nimic în spate. Mergem în față. Aici văd că e o poială. Ce-a fost aia? Păi. Prind luna undeva dacă am intrat pe... puțin aici. Se vede? Ia, fiți atenți. Așa să dau înapoi, să poziționez, că nu cobor din mașină la 3 grade, că e prea frig. Dăm drumul la geam, închidem luminile și facem așa. Nu știu dacă prinde sau cât o prinde. Nu știu dacă focalizează eu. Hai că se vede acolo ceva, cât de cât. Să vă faceți o idee. Ia. Pe 5 ala era, da, pe 5 niciodată nu se vede. Pe 10. Ia se vede. Da, pe 10 se vede mai bine. Așa arată luna văzută din Tujnat. Perfect. Cam asta a fost pe ziua de azi. Continuăm. Bună dimineața din Tujnat. A înghețat mașina. Este bocnă. Bocnă. Hai că-s curios câte grade sunt și cum o porni. Minus 2 grade. Primul... nu pot să zic primul frig pe anul ăsta, că... primul frig pe toamna asta. A pornit cu ceva fum, da, aia e. Cred că cel mai probabil o să trebuiască să-i schimb turbina. Dacă a pornit așa greuț la minus 2 grade și cu injectoarele schimbate, nu știu ce ar putea să fie, dar la minus 40 nu cred că va mai porni. Așa am zis și în Rusia și a pornit foarte ok. Bun. Azi nu știu ce facem exact, dar vom afla imediat.
aș fi în Georgia. Izvor de apă minerală. Ah, natural, ce bună e! Ce bună e! Acela e 4, asta e 3. Sau cum erau pe vremuri. Păcat. Păcat de stațiunea asta. Și de stațiunea asta. Doar o mică parte din ea este funcțională. Cuțu! Ce faci, Cuțu? Turnul Apor. Cât de tare. Foarte tare. Drumul de la Tujnat la Miercurea Ciuc.
foarte frumos amenajat și drumul ok, fără găuri. Fiți atenți la drumul ăsta. Ați văzut mai devreme, era asfalt și s-a terminat în vârful, în mijlocul pădurii, sus, undeva, în gol alpin. Suntem la 1300 de metri. Am ajuns pe acest traseu din drumul național 12A de la Miercurea Ciuc spre Făget. Și la barajul Frumoasa am făcut dreapta, imediat după baraj am făcut dreapta, undeva acolo este barajul Frumoasa și am găsit un drum cu asfalt și după ce s-a terminat asfaltul am ajuns aici și mai am 7 km până la drumul național din nou 12A. Foarte tare. Sunt curios ce o fi aici, că sigur există o explicație și un nume și pentru locul ăsta. Ia să vedem, scrie ceva aici pe Maps? Nu scrie, din păcate nu știu ce reprezintă aceste sculpturi. Seamănă cu chipurile foștilor conducători, cred, sper să nu vorbesc prostii. Cred că scrie acolo. Ia, imediat. Da, nu știu, din păcate, ce reprezintă. Un fel de alfabet. Da, frumos. Frumos, 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 foarte frumos. Facem și puțin off-road. Absolut superb. Superb. Mă mir că drumul ăsta îl dă pe Maps. Abia se vede cu ochiul liber.
și drumul îl dă pe Maps. Uitați, acolo este asfaltat. De acolo am venit noi. Eu cred că văd și o mașină acolo, dacă nu mă înșel. Uite, acolo e asfaltat. Și se termină în vârf acolo. Nu duce nicăieri. Bine, nu duce nicăieri asfaltul. Și vine de pe valea asta, așa. Uite acolo. Foarte tare. Sunt curios dacă o să și ieșim de aici. Unde urci, trebuie să și cobori. Au! Un pic de polish natural și pietre ascuțite. Apa, 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 apa. Au, 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 au. Oh, da, 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 ce frumos, ce frumos. O coborâre cu polovani. Barajul de unde am plecat. Gata cu muntele, am ieșit din nou în drumul, presupun că e drum național 12A. Am văzut că sunt foarte multe camioane și a fost foarte tare.